Vaticanul a publicat o imagine în care îl vedem pe Papa Francesc însoțit de câțiva membri din cadrul personalului de securitate, deplasându-se pe jos pe Via del Corso, stradă principală de obicei foarte circulată, însă pustie duminică. Vaticanul a anunțat duminică că toate celebrările liturgice din săptămâna Paștelui vor avea loc fără prezența fizică a credincioșilor în piața Sfântul Petru, din cauza pandemiei de coronavirus, o măsură considerată fără precedent în vremurile moderne. Nu este clar cum vor fi reduse evenimentele de amploare, însă, potrivit unor surse consultate de Reuters, se analizează posibilitatea ca aceasta să fie organizată în spații închise, inclusiv în Bazilica Sfântul Petru și în Capela Sixtină, cu participarea unui grup restrâns reprezentativ, scrie Ager Press. Italia este cea mai afectată țară europeană, bilanțul deceselor în urma pandemiei de coronavirus a crescut duminică la 1809, iar numărul cazurilor confirmate a ajuns la 24.747, notează Reuters. Papa, Vaticanul și Biserica din Italia, țara predominant catolică, și-au modificat tradițiile de secole pe fondul epidemiei. Atât în Italia cât și în alte zone, slujbele au fost anulate pentru a se evita adunările mari de oameni. Preoții au îndemnat pe credincioși să participe la slujbe prin intermediul televiziunii și al internetului.